O să caut eu la 1.22. Bine ați venit, dragi patreoni. Dragi oameni superiori. Cei mai superiori. Cei mai superiori. Dar rămâne între noi asta. Deci asta este conținut exclusiv pentru Patreon. Este o povestioară scurtă care mie mi-a plăcut, am râs un pic. Este scrisă de Mârlanu. Eu am să-i zic de acum încolo acestui băiat. Sau o fi femeie, mă? E bărbat sau femeie cine scrie povestirea asta? S-ar putea să fie ambele, că văd ambele perspective cumva. Mă rog, eu o să zic Mârlanu. Mârlanu. M-am culcat cu șefa mea. E băiatul ăla care, da. Sunt șomer fiindcă nu m-am culcat cu șefa mea. Me too. Asta zic. Him too. Este scrisă de Mârlanu. Deci băiatul ăla, e genul ăla de băiat. Care a scris și aia cu amantul soției mele era soțul amantei mele. Da, cred da. Fii atent. Acumulasem, ne scrie Doru Grigoriu din Timișoara. Acumulasem aproape 10 ani de experiență în comerț ca agent de vânzări. Numai terenuri pe Marte nu reușisem să comercializez. În rest, eram capabil, așa cum mă făleam eu, să vând poze porcoase unei mănăstiri de maici sau să amenajez în incintele bisericilor chioșcuri de pariuri. În primul rând are ceva cu biserica, dar în al doilea rând, chioșcul de pariuri e ceva ce nu știu dacă există. În chioșc de pariuri? Ce spune ție chioșc de pariuri? Cred că sunt chestiile alea, camerele alea mici unde pui pariu sportiv. Dar în noua firmă am avut surpriza să nu fiu apreciat ca profesionist, ci numai ca animal. Șefa societății comerciale pusese pe mine niște ochi libidinoși care luceau de viclenie și de dorință deasupra nasului cârn. O chema Stan Florica. Subordonații săi, vreo 40 la număr. Eu dat și numele... Da. Cum să-i dai numele? O porecliseră Fofârlica. Până și chipul ei stârnea un noian de suspiciuni rezonabile. Ce-i asta? N-am înțeles. Ce este o suspiciune rezonabilă? Bă, fură, dar și face. Și chipul, deci de la față, venea un noian de așa. Se spunea despre această directoare tinerică, 30 de ani, că e mai parșivă decât politicienii, mai sforară decât textiliștii și mai răzbunătoare decât zeii. Nu izbutise să se mărite, din obișnuitul motiv că nu dorise nimeni să o ia de nevastă. Asta ia de din povestea cealaltă. Căci ar fi însemnat să ia de nevastă o masă netă de 115 kg. Aaaa, dacă ar fi fost măcar cu 30-40 de kg mai slabă și un pic mai frumoasă, m-aș fi resemnat în privința hărțuirilor indecente la care mă supunea frecvent. Adică m-aș fi sacrificat în maniera cu bulină roșie la care râvnea. Dar un bărbat atât de prezentabil și atât de curtat de către regnul femeilor. Cum sună asta? Regnul femeilor. Cum este subsemnatul Doru Grigoriu, n-ar avea niciun motiv să răspundă avansurilor unei grăsane spălăcite și neconsolate. De ce să o consolez eu? De ce să practic eu prostituția? N-am cedat. I-am respins avansurile, i-am dat cu flit. Iar atitudinea mea de om demn a scos-o efectiv din pepeni, ca să nu zic balcoane. S-a apucat să mă hărțească și profesional, nu numai sexual, încercând să-mi arate cine-i femeia dominantă, cine-i stăpânul în firmă. Cu siguranță auzise, când a fost văzută către geac cu urechea la ușa mea, ce-i spuneam colegului meu de birou. Femeile gogule... E din București omul, clar. Timișoara. Timișoara. Femeile gogule sunt subiectul meu de cercetare și totodată pasiunea mea devorantă. În astfel de circumstanțe, bineînțeles, era cu atât mai umilitor pentru Popârlica să fie refuzată. Care va să zică nici măcar unul ahtiat după femei nu voia să-și strice bărbăția pe ea. Mi s-a spus că din toată firma, Florica nu reușise să aibă raporturi intime decât cu un singur individ, un nătărău. Dar asta se întâmplase cu mult timp în urmă și durase puțin. Acum, dacă îi cășunase pe mine, nu mai era chip să se controleze. Dragoste cu năbădăi, însă neîmpărtășită, nespovedită și fără lumânare. Ce vină aveam eu dacă nu mă atrăgea Florica nici cât o chiftea? Ce mi-imaginez, scuze, o pauză.
Îmi imaginez că, ca să o îndepărtezi, arunca cu gogoși în ea. Nu știu, ce am imaginea asta în cap. Arunca cu gogoși în ea. Arunca cu gogoși într-o parte să fugă după aia. Să fugă. Să se rostogolească acolo. Ce vină aveam eu dacă nu m-a trecea Florica nici cât o chiftea? Dragostea cu Deasila nu se poate. Sau dacă se poate, nu cu mine. Pentru mine, domnișoara Stan, pentru mine, domnișoara directoare Stan era ternă, lipsită de orice grație feminină, dar nu și de răutate feminină. În calitatea ei de manager, a început să-mi impute pe la colțuri sau chiar în ședințe stângăcii și greșeli profesionale plus abateri disciplinare care îmi creionau un portret de salariat eminamente neperformant cu niște rezultate foarte slabe, mințea, și cu un comportament inadecvat. Micile mele întârzieri la program au devenit chiuluri masive. Iar obiceiul meu de a consuma la serviciu neînsemnate cantități de băuturi alcoolice, gen 7 beri, de regulă coniac, și o săniuță dimineața să mă pornesc, a fost prezentat de către Fofârlica drept etilism. Însă eu vândusem jante de mașini germane, BMW, Opel și Audi, cu asta se ocupa firma noastră, mai multe decât oricare din colegii mei, inclusiv unor firme nemțești. După ce încercase fără succes să mă invite la ea acasă, fie la vreun restaurant, fie la vreun training în doi pe undeva prin Brașov, a țipat la mine că mă dă afară dacă nu-mi bag mințile în cap. Le-am lăsat pe birou, am zis privind-o drept în ochi. Ce anume s-a răstit ea? Mințile, mă duc să le bag la loc. Te crezi ironic, dorule? Mă cred persecutat. De fapt, așa și sunt. Acesta nu-i decât începutul. În altă ordine de idei, m-am întrebat adesea ce parfum folosești. Ce? Nu-i ce? Treaba ta. M-aș putea reprofila pe cosmetice. Parfumul tău i-ar putea tulbura pe clienți la fel cum mă turbură și pe mine, draga mea. Cu atât mai bine dacă e o rețetă secretă. Asta chiar că era o ironie. Nu dintre cele mai fine. Deci m-aș putea reprofila pe cosmetice. Parfumul tău i-ar putea tulbura pe clienți la fel cum mă tulbură și pe mine, draga mea. Cu atât mai bine dacă e o rețetă secretă. Asta în mintea lui Doru e o ironie care nu e fină. Probabil voia să bată că s-o da cu bicicleta sau ceva. Mă abțineam cu greu să-i propun să-și procure măcar din când în când niște deodorant ca să nu cadă muștele de pe tavan când își ridică brațele. S-a prins. A zis iritată, grosolănia pare să fie specifică tuturor alcoolicilor. La fel cum nerușinatele dorințe refulate par să fie specifice tuturor frustratelor. Cum îndrăznești să-mi vorbești așa? O să-ți pară rău, crede-mă. Cu prilejul bilanțului firmei pe anul respectiv, care a avut loc în luna februarie, Florica m-a catalogat drept ineficace profesional, apoi s-a grăbit să anunțe disponibilizări de personal. O femeie care mai avea 2 luni până la împlinirea vârstei de pensionare și din motive prin care se întrecuse cu minciuna, Doru Grigoriu, inamicul performanței profesionale. De fapt, adevăratele motive pentru care Florica mă azvârlea în șomaj erau sexuale. Dar cum să-i o spui de față cu toți colegii? Grosolan, grosolan, mârlan, mârlan, a nici chiar în halul ăsta. Să zic că mersi că n-am făcut-o de 2 parale. Eu, nemaivând în momentul respectiv nimic de pierdut, n-am încercat să protestez. Oricum nu mai aveam niciun viitor în firmă dacă nu mă culcam cu ea. Și mai degrabă m-aș fi culcat cu un crocodil. La crocodil chiar nu m-am așteptat. Nu, nici eu. Îți jur că nici eu m-am așteptat la crocodil. Era... E ultimul lucru pe care te-ai gândit că ai putea să-l fuți crocodilul. Că e măcar nu-ți dai seama pe unde. Da. Pe unde fuți un crocodil? Muia iese din discuție. Da. Cioc, cioc. Am principii peste care nu pot trece. Deși se spune că după 2 sticle de coniac și cu lumina stinsă poți face amor cu oricine sau cu orice. 2 sticle de coniac? Nici eu după 2 sticle de coniac nu mai sunt conștient. Păi asta zic, după 2 sticle de coniac ești în comă. Da. Oricine și orice poate să facă dragoste cu tine. Da, da, da. Așa e în capitalismul putred. Anumiți manageri au mână liberă să ia decizii discreționare în numele patronatului. Nu li se dau patronilor explicații decât sub formă de notificări, invocându-se de fiecare dată interesele firmei.
și n-avea niciun rost să mă plâng acționarului principal, un moșneag care se împrietenise la cataramă cu Fofârlica și o credea orbește. Așadar, mi-am strâns frumușe lucrurile personale și am plecat din stabilimentul parșivei domnișoare. Să-mi fie cu iertare, dar așa vine vorba. Chit că acest cuvânt, domnișoară, sugerează o faptură drăguță, nici de cum o balenă ucigașă. Doru Grigoriu Timișoara. Vai de viața mea. Descurezi, ce poți face într-o situație de asta? Să zicem că e adevărată chestia asta. Da. Ce poți face? Cum te faci neatractiv pentru persoana aia? Că din moment ce tu respingi, fuge mai tare după tine. Clar. Nu știu, eu nu sunt bun la manipulări și la parcivenii, de-astea nu sunt bun. Nu-mi vine în cap ce ai putea să faci. Mă gândesc că în primul și în primul rând, nu știu, firma aia dacă avea 40 de angajați, e o firmă măricică, da, la 40 da. De angajați. Probabil că avea și un departament de resurse umane, putea să se ducă să o reclame pe Fofârlica la resurse umane. Da. Se pare că era cunoscut comportamentul Fofârlicei, adică colegii lui i-au zis că femeia că asta e așa, știu, da, știi? Da. Deci, gen, femeia făcea asta de multă vreme și se știa, și adică nu era un comportament, nu numai cu el și nu secret. Deci, eu cred că o reclamație la HR mergea. Nu știu, eventual să o înregistreze și să se ducă la poliție, să depună o plângere pentru hărțuire sexuală, până la urmă e în codul penal. Dar Doru pare genul de băiat care în primul rând era clar pe Troscănău. Da, da. Adică s-o azi la modul, consumam și o cantități neînsemnate. Bă, nu există era niciun cum usca pe căciulă, da. Niciun om care bea la serviciu nu bea cantități neînsemnate. Da, da. Dacă bei la serviciu nu-i neînsemnat. Nu ce crezi tu că e neînsemnat, nu-i neînsemnat. Da, ai o problemă. Deci omul... Eu să știi că aș putea să citesc povestea asta și în cheia unui alcoolic paranoic care a fost dat afară, pentru că chiar, adică, nu poți să vezi cum ar fi putut Doru să inventeze toată asta ca da, să raționalizeze da. Faptul că a fost dat afară că era alcoolic. Că era alcoolic, da. Era da. Alcoolic, de fapt. Trosnea la coniac în timpul... Am băut și eu aici, colo. Și au zis că după două... Au zis că să facă ceva după două sticle de coniac. Deci dacă la el două sticle de coniac nu-i mult, era clar. Dacă el poate să fută după două sticle de coniac. Ceva e în regulă acolo. O, frate, e tărie, frate. Coniacul are 30% alcool. Băi, două sticle de coniac și tu zici că merge orice. Bă, adevărul e că dacă ți se mai scoală, da, întrebă, după două sticle de coniac, cred că fuți orice. Nu da, pe orice, da, dar orice. Da, dacă ți se scoală. Cum aș fi să te trezești dimineața, îți găsești niște găuri în dulap? Păi, mamă, dar știu că am băut azi. Da, armăsar. Da? Dilema masiv. Deci eu așa aș vedea povestea asta. Eu cred că Doru Grigoriu a fost dat afară pentru că era chiar alcoolic și nu era bun de nimic. Și el a inventat povestea asta pentru că Fofârlica ar vrea de fapt să-l fută și el nu voia, dar știi? Vezi, eu m-am dus așa într-o direcție ciudată. Eu mă gândeam că, nu știu, aș fi zis că aș fi purtat o ghirlandă de căcat la gât. Cum faci o ghirlandă de căcat? Te rog eu mult, te rog eu. Deci pentru Patreon, o ghirlandă de căcat, să faci un video demonstrativ cum se construiește o ghirlandă din căcat. O ghirlandă din căcat. E superbă. Deci expresia în primul rând m-am îndrăgostit de ghirlandă, ghirlandă de căcat. Da, iei căcat întărit și îl pui cu aracet. Dar cred că se găsește pe Etsy, nu găsești pe Etsy ghirlandă. Sigur găsești de căcat. E, am auzit guano de la, cum îi zice. Am auzit la unde n-ai am auzit, mă? Am auzit într-un podcast. A, da, la Your Mom's House, la Tom Segura. Am auzit, au pus clip cu asta. E o femeie care culege baligă de bizon sau de vită sau nu știu, și face ceasuri din serios? Baligă. Da, 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 da. Și cică se vând foarte bine, că de-abia apucă să adune baliga. Cât, adică, știi, da, de atât da, de mult da. Că de-abia face răz de baligă. Și, deci uite, o ghirlandă de căcat, de ce nu? Ghirlandă de căcat. Dar cum o vezi tu? O vezi din bucățele mici de căcat de la uscat de câine albicios? Sau... Da, da. Sau, nu știu, adică poți să go wild cu asta. Le faci într-o formă, le pui în vopseale. Dar n-ar trebui să fie evident că e căcat ca să o alungi pe Fofârlica? Că dacă le tot pui în vopseale și go wild... Da, de fapt, da. Sau, nu știu, să te faci, te prefaci autist. Păi nu, că te știe deja.
Adică femeia îl cunoștea deja, nu? Sau o aduce acasă și ai acolo un altar cu ea și cu niște cercuri de alea satanice. Teriști, că s-ar putea să fie mai nebună decât tine și să fie, super. Ce te faci dacă femeia atât de dementă când vede altarul și aia și face, super. Și tu ai un dăstat, că și eu am un dăstat acasă. Fac. Da, nu. HR-ul tot e mai bine. Sau usturoi. Mânci usturoi în continuu. Da. Cum o vezi? Usturoi, da, grav de mult. Adică... Hai să spun, deci cum o vezi că vine, bang. Și povestești cu ea în afara serviciului doar despre usturoi. Numai despre usturoi. Hai să vorbești numai despre usturoi. Deci nimic altceva, știi? Ce ai făcut cu proiectul ăla? Ai vândut cauciucurile? Da. Uite, am aici o rețetă nouă de usturoi. Să bagi efectiv tot. Tu ai încercat usturoiul ăsta? Da. Și ia, te rog, ia mușcă din ăsta. Ai încercat usturoiul ăsta? Ce dorul? Da, știu ce gust are usturoiul. Nu. Ăsta. Usturoiul ăsta l-ai încercat? Dar ce e special el? E ăsta. Nu-i niciunul la fel ca el, da. E singurul. Da. Vrei? Doru, ce-i cu tine? Ce-i cu mine? Ia niște usturoi. E usturoi? Nu? Uite, vezi, mi-ar plăcea mult mai mult să folosesc tactile astea. Da, vezi tu, trebuie să fii creepy. Dar trebuie să fii atât de creepy încât să nu cumva... Bă, Fofărlica poate chiar era mega cu pata pusă pe ăsta și poate era la modul nu-mi pasă de el că mănâncă usturoi, vreau să eu trag, ca în filmele americane. Ce cel mai mare turn off instant? Păi nu știu, vezi că fiecare om are alt turn off. Ar trebui să afli care-i turn off-ul Fofărlica și să știi? Șosete cu sandale. Plus usturoi. Te dai cu usturoi pe șosete cu sandale. Cum ar fi? Dar vezi tu, asta, dacă faci lucrurile astea, tu îți distrugi statutul social în general. Da. Deci da. Trebuie, cum ar veni, tu să ai un anturaj și ceva care să reziste la chestiile astea. Că tu, dacă ceva să fie personal despre tine să afle numai ea. Vezi puțin că mesteci tot timpul usturoiul ca pe ciungă. Ai o ghirlandă de căcat la gât. Ori sandale cu ciorapi. Și nu crezi în hârtie igienică. Ba, din potrivă, eu merge să cu o bucată de hârtie igienică atârnând din pantalon, știi? Deci tot timpul să-ți atârne un pic de hârtie igienică din pantalon, igienică, da? Că nu știi niciodată. Sau jos, să-ți iasă. Să-ți iasă din pantalon un pic de hârtie igienică, șosete cu sandale, mănânci tot timpul ca tic-tac cu usturoiul, ghirlandă de căcat la gât. De asta e ok, nu te mai fute Fofărlica, dar nu te mai fute nimeni. Da. Și nu mai vrea nimeni să stai de vorbă cu tine și trebuie să vinzi după aia învelope numai jante, numai până telefon, că nu poți să te duci la întâlnire de afaceri cu ghirlanda de căcat. Bine, hai să zicem că pe aia o dai jos. Dar mirosul ăla de usturoi ce faci cu el? Știu. Stai. Zici că înainte și după futai, ai tu un ritual de 3 ore în care cânti operă sau muzică religioasă și trebuie să stai neapărat și să aprecieze chestia. Dacă tu simți un moment că ea nu apreciază ce faci tu, te oprești și eu de la capăt. Din nou e destul de subtil. Și plus că e foarte greu de făcut pentru tine, că trebuie efectiv să urli 3 ore. 3 ore, da. Dar aș face sacrificiu, pentru că trebuie să o faci doar o dată, că a doua oară nu mai face. Și trebuie în timpul actului sexual trebuie să facă neapărat zgomote, să și aleagă un animal. Aia da. Dar asta presupune că te fuți odată cu ea ori din da. Păi o faci odată și gata. Știi ce ai putea să faci ca să nu urli tu și să o pui pe ea la muncă și să obții un rezultat asemănător? Să-i zici că ce trebuie ție este după sex trebuie să-ți citească timp de o oră din cartea de telefon. Da. Da. Citească așa. Ia, hai să vrea să-mi citești. Ilie Alex, 0, 2, 3, da, așa, da, 4, așa, 4, 5, da. Da. Iliuță. Aia, și să citească cartea de telefon. Da, înainte de sex, că poate după nu mai face. Da. Înainte trebuie să, da. Să-i zici, bă, trebuie să-mi citești din cartea de telefon până mi se scoală. Și cu intonație. Da. Gen, nu poți așa plictisit. Nu ca robot. Dacă o simți plictisită, o ia de la capăt. Da, de la A. De la A. Hai de viața mea. Asta a fost pentru Patreon. Vă mulțumim mult de tot. Ne vedem la clipul următor.